Unitatea de asistență medico-socială Baia de Criș va trece din domeniul public al comunei Baia de Criș în curtea Consiliului Județean Hunedoara luna viitoare. Scopul acestei treceri este acela de a asigura condiții optime de funcționare a unității, întrucât, în prezent, potrivit administratorului public al Consiliului Județean Hunedoara, acestea nu există. Unitatea acordă servicii de îngrijire medicală, precum și servicii sociale, persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale din județul Hunedoara. La Baia de Criș, conform legislației care a fost la timpul potrivit, a fost predat către UAT, către Baia de Criș. Acolo funcționează unitatea care este în subordinea Consiliului Județean, nu are toate condițiile pentru funcționare, au fost ISU și săptămâna trecută în control acolo și ăsta e și motivul în care, prin ceea ce am făcut noi astăzi, cerem ca să ne dea primăria nouă imobilul. În luna viitoare, acum este pe transparență la UAT Baia de Criș, luna viitoare primarul și cei de la primărie ne vor da, Consiliul Local ne vor da, nu? Și atunci noi vrem să-l preluăm pentru reabilitarea întregului imobil de la Baia de Criș.